Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen. Cu o întârziere de o lună și jumătate. With a tardiness of about a month and a half. Domnul m-a învrednicit să pot să stau în fața dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu. The good Lord has helped me to be able to stand in front of you with his word. În ceea ce se numește perspectiva profetică pentru anul în curs. Which is called, and we've been calling it, the prophetic perspective for the past few years. În ultimii 28 de ani am stat în fața dumneavoastră la fiecare început de an. For the past 28 years I have spoken before you. Arătând cuvântul lui Dumnezeu cu privire la evenimentele mondiale. Showing the word of God as pertains to the events that happen globally. Așa cum sunt ele prezentate de sfinții apostoli și profeți, as they are shown through the holy apostles and prophets, și cum sunt prezentate de Mântuitorul Iisus Hristos. And as they are presented according to our Lord Jesus Christ. În dimineața aceasta, and this morning, cu smerenie voi sta în fața dumneavoastră, with humbleness I come before you, invitându-vă să urmărim din cuvântul lui Dumnezeu, asking us all to look into the word of God. O perspectivă posibilă pentru anul 2015. A perspective that's possible for the year 2015. Sau pentru viitorul imediat apropiat. Or for the immediate future thereafter. Am ales la sfatul păstorilor și a bordului. I have chosen according to the recommendation of the pastoral board and the board of the church. Să stau în timpul vorbirii, to actually be a little more comfortable and to sit while speaking before you. Pentru că încă sunt în recuperare după stroke-ul pe care l-am avut. Because as you all know, I'm still in the recuperation phase from the strokes that I suffered. Și am învățat din cuvântul Domnului de la Sfântul Apostol Pavel. And I have learned from the word of God according to the Holy Apostle Paul. Că și în neputința trupului trebuie vestită Evanghelia. That also in the weakness of the flesh the gospel needs to be proclaimed. Așa că pentru dimineața aceasta textul de bază cu care voi veni în fața dumneavoastră. And that's why the text that I would like to base our time together on this morning. Este Evanghelia după Matei capitolul 24. Is found in the Gospel of Matthew chapter 24. De la versetul 4 la versetul 8. Starting with verse 4 and including verse 8. Voi citi doar în limba română. I'll be reading in Romanian only. Cei ce sunteți cu noi aici puteți urmări sper textul englezesc pe ecran. And those who are here can follow along in English on the board. Iar cei ce veți asculta înregistrat. And those that will listen from the tape recorded version. Vă invit cu respect să căutați în cartea Domnului în Biblie. I would ask that respectfully you open your Bibles. Acest pasaj biblic. From Matthew chapter 24 verses 4 through 8. Să ascultăm acest pasaj. Let us listen to this word together. Drept răspuns Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Amin. Ce este o perspectivă profetică? What is a perspective, a prophetic perspective? Este un cuvânt absolut care urmează să se împlinească neapărat în anul despre care vorbim. Is it an absolute word, definitive word that must take place in the year that's coming? Da și nu. Well, yes and no. Da, pentru că Domnul are autoritate să facă lucrul acesta. Yes, because the Lord always has authority to do as he pleases. Și nu pentru că Domnul are autoritatea să abroge cuvântul său. And no, because the Lord has the right to delay his plans. Aduceți-vă aminte din nou pentru a exemplifica. If you can remember and recall with me as an example. Profeția lui Iona. The prophecy of Jonah. La Ninive. To the city of Nineveh. Încă 40 de zile. Another 40 days. Și Ninive va fi nimicit. And the city will be destroyed. Lucrul acesta se întâmplă din punct de vedere istoric. This is a historical truth. În anul 750 înainte de Hristos. That happened in the year 750 BC. Dar
Prăbușirea Ninivei, but the destruction of Nineveh, va avea loc în anul 612 înainte de Hristos. In fact, takes place in the year 612 before Christ. Ce înseamnă aceasta? Că Ion a fost proroc mincinos? What does this mean, that Jonah was a false prophet? Sau Dumnezeu nu știe ce vorbește? Or that God doesn't know what he's talking about? Nici de cum. By no means. Dumnezeu care a dat legea, the Lord who gave the law, are autoritatea să o amâne, has the authority to delay, or să o anuleze complet, or to cancel altogether the prophecy. În cazul lui Ninive, in the case of Nineveh, oamenii s-au pocăit, as the people repented, și Dumnezeu a amânat distrugerea acestei cetăți, the Lord delayed the destruction of the city, pentru încă 138 de ani, for an additional 138 years. Tot așa și ce vă spunem astăzi, Likewise, what we talk about today, Domnul poate aduce la împlinire în anul acesta, the Lord can bring to pass these things in the year to come, 2015, or poate să amâne cât dispune el de timp, indefinitely, as long as he decides. Așa că haideți să urmărim patru aspecte fundamentale legate de perspectiva profetică 2015. And that's why I'd like to review and bring before you four details as pertains to the perspective, the prophetic perspective for the year 2015. În primul rând, first of all, Matei 24, 4 la 8, Matthew 24, 4 through 8, o nouă perspectivă. A new perspective. Vă invit să urmărim o nouă interpretare asupra acestui pasaj. I would invite you to review and look at a fresh interpretation of this passage. Să ne uităm la versetul 4 și 5 prima dată. And as we look at verse 4 and 5 initially, drept răspuns Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. În general, când acest pasaj este citit, generally speaking, when this passage is read, se interpretează și se gândește la persoane individuale. It is thought that the persons that they're referencing here are individual persons. Cum a fost, de exemplu, David Koresh, as was David Koresh, care au apărut printre oameni și au spus, eu sunt Mesia, eu sunt Hristosul. That came before the people and said, I am the Christ, I am the Messiah. Sunt și astăzi câțiva care au această obrăznicie. There are some today that have this audacity, ca să pretindă că sunt Hristoși. To say that they are in fact the Christ. Dar cred că pasajul acesta este mai adânc decât o interpretare generală. But I know that this passage is deeper than just a general interpretation. Și de aceea aș vrea să-l vedem într-o lumină nouă. And that's why I'd like to look at it afresh. Și ca să fiu înțeles bine, am să vă dau un exemplu. And so that you can understand me well, I'd like to give you an example. Să presupunem că un președinte sau un împărat actual, if we would imagine that a current president or a king, trimite un emisar de-al lui, sends one of his emissaries, să proclame prin orașele bregatului sau țării pe care o conduce, to proclaim amongst the land that he rules over, un decret executiv prezidențial sau imperial, an imperial decree or a presidential order. Omul acesta se duce, And this person, this emissary goes forth, cu decretul în mână, with the authority and the decree in his hand, dar îl prezintă în fața oamenilor, however he presents it in front of the people, cu cuvintele lui, nu cu cuvintele președintelui. With his own words, not the words of the president or the king. Așa că persoana aceasta poate să ducă în eroare, and so this person can lead into error, pe oamenii la care le vorbește, those to who he is speaking, asumându-și poziția de împărat, by assuming that he is the king and recreating the actual words, sau autoritatea de președinte, or a false authority of the president. Tot așa stau lucrurile și cu privire la ce spune Iisus în acest pasaj. The same thing applies as to the passage that we read forth today. Noi avem decretul lui Dumnezeu în mână, Sfânta Scriptură. We have the words of Christ in our hands, the Holy Scriptures. Și dacă păstorii, apostolii, învățătorii, and if the pastors, the apostles, the teachers, sau ucenicii Domnului, or the apostles and the disciples of the Lord, se duc în numele Domnului Iisus Hristos, go forth in the name of Jesus Christ, cu această carte, with this book, și la această carte adaugă cuvintele lor, and if they add their words to this book, nu sunt ei prin aceasta
cei care își asumă poziția de Hristoși? Are they not usurping the role of Christ and assuming the role of Christ? Și ducând pe mulți în eroare? And leading many into error? Ba da. But yes, they are. Și în societatea contemporană asistăm tocmai la acest fenomen. And in the contemporary society we are currently witnessing this phenomenon. Universitățile creștine, the Christian universities, sunt pline de profesori, are full of professors, care învață pe studenți, that teach their students, ceva străin de această carte. Something that is foreign to this gospel. De exemplu, Biblia este foarte clară împotriva homosexualismului. For example, the Bible is certainly clear against homosexuality. Dar dacă acești învățători se ridică și spun, however, if these teachers rise up and say, vă spunem noi că este bine și homosexualismul. We tell you that it's okay to live in active homosexuality. Ei stau în locul lui Hristos. They sit in the seat of Christ. Și în felul acesta devin Hristoși mincinoși. And they become false Christs. Biserica arată foarte slab astăzi. And the church unfortunately looks very weak today. Și acum în 2015. And in the year 2015. Pentru că este dusă în eroare de o mulțime de Hristoși mincinoși. The church unfortunately is led into error by a lot of false Christs. De aceea Sfânta Scriptură prin cuvintele lui Isus. That's why the Holy Scripture through the words of Jesus Christ. Spune, băgați de seamă să nu vă înșele nimeni. Tell us, take heed that no one deceives you. Pentru că înainte ca sfârșitul propriu-zis să se declanșeze. For before the beginning of the end. Veți asista tocmai la un astfel de fenomen. This phenomenon will be very present amongst you. În care oameni în numele meu. A phenomenon in which people in my name. Se vor duce să învețe ce eu n-am învățat. Will begin to teach things that I have never taught. Dar pentru că învață în numele meu. But because they teach in my name. Își asumă autoritatea mea. They assume my authority. Și în felul acesta duc în eroare pe oameni care ar putea să creadă adevărul. And in this way they lead into error those that otherwise might believe the truth. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Take heed that no one deceives you. Versetul 6. Verse 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. And you will hear of wars and rumors of wars. Vedeți să nu vă înspăimântați. See that you are not troubled. Căci toate aceste lucruri trebuie să se împlinească. For all these things must come to pass. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. But the end is not yet. Ce vrea să spună Mântuitorul Iisus Hristos? What is the Lord implying here? Noua interpretare pe care vă propun ca o perspectivă profetică. The fresh proposal that I would bring forth this year as the prophetic perspective. Este că între versetul 6 și versetul 7 și 8. Is that from in between verses 6, 7 and 8? Există o diferență fundamentală. There is a fundamental difference. Versetul 6 prezintă o situație. Verse 6 presents a situation. Valabilă imediat înainte de începutul necazului. That is applicable right before the great tribulation. Înainte de vremea sfârșitului. Before the time of the end. Și iar versetul 7 și 8. And verses 7 and 8. Prezintă o situație profetică nouă. Presents a new prophetic perspective. Care ne vorbește despre începutul necazului, începutul problemelor. That speaks of the beginning of the sorrows. Versetul 6, frașii și surori, doamnelor și domnilor, vă propun să înțelegem că este cu precădere referitor la Israel. Verse 6, I would invite you to look at to see that it's in preponderance for Israel. Nu este cu privire la lumea întreagă. It's not for the entire world. Și în text avem argumente pentru această poziție. And in the text we will have arguments and sustaining points for this interpretation. Și primul argument este că Iisus vorbește lui Israel în capitolul 24 din Matei. And the first is that the Lord Jesus Christ is speaking to Israel at the beginning of chapter 24 and 23. Cu precădere la Israel. To Israel. Și audiența la care el ține acest discurs. And the audience to whom he is speaking. Sunt ucenicii lui care sunt evrei. Are the apostles of the Jesus Christ which are Jews. Al doilea argument este acesta. The second is the following. Când spune veți auzi de războaie și vești de războaie, when he says you will hear of wars and rumors of wars, lucrul acesta nu mai este valabil astăzi din anul 1950 încoace. This thing is not applicable from 1950 onward. Ca o situație generală mondială. That is a situation that's of general applicability. Pentru că dacă veți citi presa și veți citi documentele istorice, because as you read the press and historical documents, din anul 1950 încoace, from 1950 onward, avem cele mai puține războaie pe pământ. We have the fewest wars that have come about.
Lumea nu se mai încaieră ca înainte. The world is not at war as it was prior to that. Nu mai avem vremuri din acele despre care erau, de exemplu, în vremea lui David. We no longer have times as in the times of David. Spune acolo, pe vremea când împărații ieșeau la război. When kings went out to war. Aveau un obicei să se războiască în fiecare an. They had a habit that they would go to war on a yearly basis. Lucrul acesta nu se mai întâmplă astăzi. This no longer happens. Sunt foarte puține războaie între state astăzi. There's few wars amongst countries today. Și sunt foarte puține conflicte internaționale. And there are relatively few international conflicts today. Cele mai multe conflicte care au loc astăzi, most of the conflicts which happen today, sunt conflicte interne. Are internal conflicts. În interiorul statului, rebeliuni. Within the city, within the country itself, rebellion. Fie împotriva guvernului. Against the government. Fie răfuiel ca și în Mexic între cartelele care se ocupă cu droguri. Amongst the drug cartels as in Mexico. De aceea, versetul 6 nu este un verset general. That's why verse 6 is not a general verse. Și vă propun să-l înțelegem că este o adresă specială către Israel. And I would invite you to view this as an address specifically toward Israel. Singurul popor pe pământ din 1950 încoace, the only nation on the earth from 1950 onward, care a auzit de războaie și vești de războaie, that heard of wars and rumors of wars, este Israel. Is Israel. Din 1950 încoace, from 1950 onward, dacă citiți cel puțin pe internet să vă documentați, if you read at least on the internet to document, tot la 4 ani și jumătate Israel a avut un război. About every 4.5 years Israel had a war. Și de asemenea din 2003 încoace, and from 2003 onward, Israel este singurul popor, Israel is the only people, care trăiește cu rumori de război. That lives with rumors of war. Din anul 2003 încoace Israel a declarat from 2003 onward Israel declared că este pregătit să lovească Iranul. That it is prepared to strike against Iran datorită bazelor nucleare pe care le are. Because of the nuclear basis that Iran has. Și în care Israel vede o amenințare a ființei naționale. And from which Israel sees a national threat to itself. În fiecare an se vorbește, anul acesta va fi un război între Israel și Iran. Every year it is spoken of and there are rumors that there will be a war between Israel and Iran. Și aceasta din 2003 încoace. And this is from 2003 onward. Până acolo când anul în septembrie 2012. And up to there in which this in September of 2012. La adunarea generală ONU. At the meeting together in UNO. Care are loc anual în septembrie. That has its annual meeting in September. Și toți șefii de stat se duc la această adunare generală. And all of the heads of state are there. Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, the leader of the state of Israel, a declarat declared că dacă lumea ONU nu este pregătită să oprească pe Iran în a pregăti o armă nucleară, that if UNO is not prepared to stop Iran in its preparation of nuclear assault weapons, Israel este pregătit să lovească Iranul în bazele lui nucleare. Israel is prepared to strike against Iran in its key points. De aceea ceea ce Biblia numește războaie și vești de războaie sau rumori de războaie. And that's why it says when you're hearing of wars and rumors of wars. Este cu referire la Israel. It refers specifically to Israel. Este foarte posibil ca anul acesta. It's very possible that in this year 2015. Aceste rumori de războaie. These rumors of war. Să se oprească între Israel și Iran. Will cease between Israel and Iran. Când Israel va lovi Iranul. When Israel will strike against Iran. Nu poate să existe pace între Israel și Iran. Peace between Israel and Iran is unlikely. Datorită faptului că Iranul este condus de o clică religioasă. Because Iran is currently led by a religious clique. Condusă de 5 ayatollahi. Led by 5 ayatollahs. Și conducătorul suprem al Iranului nu este președintele Iranului. And the current leader of Iran is not the president of Iran. Ci este Ayatollahul Khamenei. But is the Ayatollah Khamenei. Care este conducătorul suprem. That is the supreme leader. Și el este unul dintre liderii religioși iranieni. And he is one of the religious Iranian leaders. Care a pregătit un plan în 9 puncte.
that he that prepared a plan in 9 parts. Cum să-l distrugă pe Israel. How to destroy Israel. Și să-l anihileze ca și stat. And how it can annihilate it as a state. Ieremia 49 versetele 35 la 39. Jeremiah 49 verses 35 through 39. Am să rog pe pastorul Semenea să-l citească. Vorbește despre acest lucru. I'll read from these in Romanian this time. It speaks of this thing. And the word of the Lord in Jeremiah chapter 49 verses 35 through 39 state as follows. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului. Puterea lui de căpetenie. Voi aduce asupra Elamului cele 4 vânturi de la cele 4 margini ale cerului. Îi vor risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să ne ajungă fugarii din Elam. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-l omoare. Voi aduce nenorociri peste ei. Mânia mea aprinsă, zice Domnul, și voi urmări cu sabia până ce-i vor nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Dar în zilele de apoi voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Elamului, zice Domnul. Cum vă vorbeam la perspectiva din anul trecut, as I was speaking last year in the prophetic perspective, Iranul de astăzi este practic o unire între două regate. The Iran of today is in fact a unity of three kingdoms. Media, Persia, the Medes and the Peers, and Elam. And Elam. Elamul formează partea vestică, sud-vestică a Iranului de astăzi. Elam takes part in the southwestern part of current day Iran. Cea mai mare concentrare de centrifugi care pregătesc uraniul pentru a fi folosit ca armă nucleară. The greatest concentration of uranium producing plants is there. Este în Elam. Is in Elam. Iar în cuvântul acesta, cuvântul Domnului zice: And in the word of the Lord it says, voi aduce asupra Elamului cele 4 vânturi. Against the Lamb, I will bring the 4 winds. De la cele 4 margini ale cerului. From the 4 quarters of heaven. De asemenea, versetul 35 spune. And verse 35 says. Voi sfărâma arcul Elamului. I will break the bow of Elam. Puterea lui de căpetenie. The foremost of their might. Arcul. The bow. Însemnează lansatorul de rachete. Means the actual initiator of the rockets. Pentru că din arc pornește săgeata. The propelling device, because from the arc the arrow moves forth. So, prin urmare, aici în Elam sunt concentrate bazele de lansare a rachetelor iraniene. And in Elam are the bases for the actual propulsion forces for the rockets. Iar cuvântul profetic spune clar. And the prophetic word says clearly. Că Israel va lovi baza de lansare a rachetelor. That Israel will strike against the base that actually propels them forth. Arcul Elamului. The bow of Elam. Și puterea lui de căpetenie. And the foremost of their might. Dacă lansatoarele de rachete sunt nimicite. If the foremost of their might and the actual bows are broken. Puterea militară a Iranului este slăbită, este anulată. The military power of Iran is weakened. Se vede însă că and it is shown, nu numai baza militară de lansare a rachetelor este lovită, that it's not just the bow that will be broken, ci și centrala nucleară. But also the nuclear central power areas. Când spune că voi aduce asupra Elamului cele 4 vânturi de la cele 4 margini ale pământului, when the word says that I will bring forth against from the 4 winds the 4 quarters of heaven, se referă la contaminarea nucleară. This is the nuclear contamination. În urma bombardării Elamului. That happens after Elam is bombarded. Și de aceea populația aceasta a Elamului trebuie să se refugieze. And that's why the population of Elam has to take refuge in other places. Și faptul care trebuie să fie observat. And what needs to be observed. Este că Elamul este despărțit de Medo-Persia. That Elam is separated from the Medes and the Persians. De un lanț muntos foarte înalt. From a very high mountainous range. Fapt care permite
ca aceste radiații nucleare, a reality that permits the nuclear waste and radiation, să nu afecteze Teheranul, to not impact Tehran, ci vor afecta mai degrabă Europa, but will impact Europe greater, pentru că au drum deschis spre Europa, because they will have an open pathway toward open geographic pathway toward Europe. Dacă Israel se ține de cuvânt anul acesta, if Israel will seek and stay with its word, și va lovi Elamul, and will strike Elam, vom asista la un nou Chernobyl. We may be assisting a new Chernobyl, o explozie în bazele militare și în centrala nucleară puternică, an explosive force to strike against Iran's military and nuclear power, care va aduce o radiație nucleară puternică asupra întregii Europe, that will bring forth a nuclear disaster to a great part of Europe, de asemenea și în Orientul Mijlociu, also in the Middle East, pentru că tot aici în Elam, because likewise in Elam, este cea mai mare fabrică sau uzină, dacă vreți, we have one of the greatest factories, care produce apă potabilă din desalinizarea apei marine, that produces and cleanses salt water, makes it into pure water, și o conductă mare duce apă de aici în Arabia Saudită și în Orientul Mijlociu, and very large pipes of water transport the water there into Saudi Arabia and other parts. Deci o contaminare și cu apă potabilă este posibilă în Orientul Mijlociu. So it's also possible that the potable water will also be contaminated. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, and as such, ladies and gentlemen, potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos, according to the words of Jesus Christ, din Matei 24:6, from Matthew 24 verse 6, rumorile de război trebuie să se oprească. The rumors of war will cease. Și acestea nu se pot opri cu tratate de pace, se vede. And these will not cease with peace talks. Ci numai cu un război. However, unfortunately, it will be with war. Israel va fi obligat să intre în acest război. Israel will be forced and compelled to enter into this war. Pentru că Iranul este hotărât să anihileze Israelul. Because Iran has decided to destroy Israel. Când lucrul acesta se întâmplă, when these things happen, ISIS, această organizație teroristă, this ISIS, this terrorist organization, care însemnează statul islamic al Siriei și Irakului, that stands for the Islamic State of Syria and Iraq, sau îl mai puteți vedea sub numele de ISIL, you can also view it as ISIL, este statul islamic al Irakului și Levantului. The Islamic State of Israel in Levant. Iraq and Levant. Levant este denumirea veche a Orientului Mijlociu. Levant is the old antique name of the Middle East. Deci ISIS nu va sta cu mâna în sân când va vedea acest lucru. ISIS won't stand passively when they see this. Ci va intra în război împotriva lui Israel. They will come to war against Israel. Și în felul acesta conflictul din Orientul Mijlociu va atrage mai multe state. And in this way the conflict in the Middle East will attract more and more participants. După ce se întâmplă această lovitură a lui Israel împotriva Iranului, after this strike against Israel happens, perioada aceasta de veți auzi de război și vești de război se încheie. This period of wars and rumors of wars shall cease. Și începe oficial perioada sfârșitului. And the official period of the end begins. Acum se întâmplă ceea ce Iisus Hristos spune. This is what happens as Jesus Christ speaks. Un neam se va scula împotriva altui neam. In verse 7, where a nation will rise up against another nation. Și o împărăție împotriva altei împărății. And a kingdom against another kingdom. Aceasta va fi începutul durerilor. And this will be the beginning of sorrows. Este o expresie biblică. This is a biblical expression. Care vorbește despre durerile nașterii. That speak of the pains of birth. Și sfârșitul este prezentat ca și durerile nașterii. And the end is presented as the beginning of the pains of birth. Prin urmare, priviți în sus. And as such, our job is to look towards heaven. Pentru că acest aspect profetic Israel-Iran, because this prophetic aspect Iran and Israel, nu s-a încheiat, has not stopped,
Și dacă Israel a declarat în fața ONU-lui, and if they have if Israel declared in front of the UNO, lucrul acesta trebuie să se întâmple. This thing must take place. În al doilea rând. Secondly, este ISIS în scriptură? Is ISIS found in scripture? Eu cred că da. I believe so. Lucrul acesta îl putem găsi în Psalmul 83, versetul 8. We can find this in Psalm 83, verse 8. Și aici cuvântul Domnului spune așa. Here's where the word of the Lord says as follows. Asiria se unește și ea cu ei. Assyria has also joined with them. Și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. And they have helped the children of Lot. Ați auzit mereu de la știri? You've heard many times from the news. Că ISIS formează. That ISIS will form. Gruparea teroristă din nordul Irakului și nordul Siriei. That they will form together a band of terrorists from northern Iraq and northern Syria. Dacă vă uitați în istoria veche, and if you look at in antiquity, nordul Irakului și nordul Siriei forma Asiria, regatul Asiriei de odinioară. Northern Iraq and northern Syria formed the Assyria of old. So aici este ISIS. So this is where ISIS is formed. Și în Psalmul 83 spune Asiria și împrumută și ea brațul ei copiilor lui Lot. And Psalm 83 verse 8 says Assyria has also joined with them. Copiii lui Lot au fost Amon și Moab. The sons of Lot were Amon and Moab. Care s-au așezat în teritoriul central și nordic al Iordaniei de astăzi. That have made their residence in Syria? Iordania. In Jordania? În Psalmul 83 versetul 8, in Psalm 83 verse 8, cuvântul Domnului spune că Asiria își împrumută brațul copiilor lui Lot. The word of the Lord says that they have helped the children of Lot. Ce se întâmplă în Iordania? Ce se poate întâmpla în Iordania anul What acesta? What can happen in Jordania this year? Mai ales după ce un pilot iordanian, ați auzit, a fost omorât atât de crunt de către acești sălbatici ISIS. Especially after a pilot from Jordan was basically killed in such a barbaric fashion. S-a turnat benzină pe el și s-a dat foc de viu. He was poured gasoline was poured on him and he was lit to a flame. Regele Iordaniei a declarat că intră în război împotriva lui ISIS. The king of Jordan declared that he will come to war against ISIS. Și a și început lucrul acesta. And has begun such. Însă în Orientul Mijlociu, frați și surori, doamnelor și domnilor, but in the Middle East, ladies and gentlemen, brothers and sisters, deși Iordania este unul dintre cele mai stabile regate, even though Jordania is one of the most stable kingdoms, Iordania este cel mai slab din punct de vedere economic și militar. Jordan is one of the weakest as far as its military power. De asemenea, este cel mai slab din punct de vedere social. It's also one of the weakest socially. Iordania este formată de 60% din populația Iordaniei este palestiniană. 60% of the Jordanian population is Palestinian. Este o populație care nu este loială regatului. It's a population that's not loyal to its kingdom. Și este o populație care tot timpul este împotriva regelui Iordaniei. And it's a population that many times is against its king. Este foarte posibil ca anul acesta, it's very possible that this year, cum Iordania a intrat în război împotriva lui ISIS, as Jordan has come to war and declared war against ISIS, să asistăm în interiorul regatului iordanian la o rebeliune, that we will witness a rebellion in within the country of Jordan, făcută de palestinieni, that the Palestinians will commence, și când această rebeliune are loc, and when this rebellion happens, ISIS va veni în ajutorul lor. ISIS will come to the help of the Palestinians that rebel. Pentru că lor le convine să intre în Iordania. Because they would like to come into Jordania. De ce? Why? Pentru că vor fi mai aproape de Israel. Because they'll be closer to Israel. Și planul lor de a nemici pe Israel se poate împlini mai ușor. And their plan to destroy Israel will be easier. Deci Iordania stă pe un butoi de pulbere. So Jordan sits on a bucket of how do you translate pulbere? Powder, cake powder. Powder, thank you. Powder cake. Powder. Și pieirea Iordaniei este aproape. And the destruction of Jordan is near. Unul din
una din mișcările diplomatice și politice în Orientul Mijlociu, one of the diplomatic measures in the Middle East, este să atragă pe Israel în războiul cu Siria și cu ISIS. Is to attract Israel and to pull Israel into war with Syria and ISIS. Israel evită lucrul acesta. Israel seeks to avoid this. Pentru că intrând în război cu Siria și ISIS, because going to war with Syria and ISIS, atrage mânia celorlalte state arabe. They'll begin to upset, anger the other Islamic states. Și vor veni toți împotriva lui. And all of them will come against Israel. Însă când Israel va vedea că Iordania cade sub ISIS, but when Israel sees that Jordan falls under ISIS, Israel nu va sta cu mâna în sân. Israel cannot sit passive. Va lovi Iordania, lovind ISIS. Israel will strike Jordan, ISIS. Așa cum spune cuvântul Domnului în Ieremia 49. As the word of the Lord says in Jeremiah chapter 49. Versetul 1 și 2. Verses 1 and 2. Aș rog pe fratele Len să citească. Jeremiah 49:1 and 2 says the following. Asupra copiilor lui Amon, așa vorbește Domnul. N-are Israel fii și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Galadul și locuiește poporul lui în cetățile lui? De aceea, iată că vin zile, zice Domnul, când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei, copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături și statele sale vor fi arse de foc. Atunci Israel va izgoni pe cei ce îi izgoniseseră, zice Domnul. Ce spune profetul Ieremia? What is the prophet Jeremiah speaking of? Practic, ce spune Duhul Sfânt prin Ieremia? What is the Holy Spirit speaking through the prophet? Că ținutul Iordaniei de astăzi, that the Jordan of today, a fost ocupat de Israel. Was occupied at one time by Israel. Două seminții și jumătate au locuit acolo. Two and a half tribes of Israel live there. Și spune cuvântul, Israel n-are fii ca să meargă să-și ia moștenirea înapoi? And the word says, does Israel not have children to go and take their land? Ba da, are. Of course it does. Israel se va duce împotriva Iordaniei. Israel will strike against Jordan. Va lovi cu desăvârșire ISIS. Will strike ISIS conclusively. Și palestinienii de aici. And the Palestinians that are there. Cu care ISIS se asociază împrumutându-și brațul. Which ISIS has associated, assisting them. Și Amanul, capitala Iordaniei, va fi nimicită cu desăvârșire, ca și Damascul. And Amman, the capital of Jordan, will be totally destroyed, as Damascus. Lucrul acesta, frașesori, domnilor și domnilor, va compromite situația internațională. These happenings obviously will strike a blow and a compromise to international relations. Pentru că dacă Israel lovește Iranul, for if Israel și ISIS, strikes Iran and ISIS, Israel poate fi atacat imediat din sud de Hamas. Israel can be attacked from the south by Hamas. Și din nord din Liban de Hezbollah. And from the north from Lebanon by Hezbollah. Și Hamas și Hezbollah. And both of these kingdoms. Organizații teroriste. That are terrorist organizations. Sunt proxies, adică unelte iraniene. Are Iranian proxies. Folosite ca să lovească pe Israel. That are used to strike against Israel. Dar bineînțeles că nu numai Hamas și Hezbollah va lovi pe Israel. But it's not just Hamas and Hezbollah that will strike against Israel. Sunt alte țări care vor fi antrenate, pentru că Biblia spune un neam să predica împotriva altui neam. But there are other countries that will be involved, for kingdom will rise against kingdom. Prima țară care se va bucura de această situație. The first nation that will rejoice at this. Este Turcia. Is the country of Turkey? Până în anul 2010. Up until 2010. Turcia a avut relații diplomatice cu Israel. Turkey had diplomatic relations with Israel. Un nou guvern este în Turcia, însă la ora actuală. Currently there's a new government in Turkey. Fostul premier Recep Erdogan. The former prime minister Recep Erdogan. A câștigat președinția Turciei la ora actuală. Won the presidency of Turkey today. Este un islamist convins. And he's a convinced Islamic follower. Și visul lui este. And his dream is. Visul lui ISIS. The dream of ISIS. Să întemeieze din nou un califat.
to become an intermediary again in Califat, adică o organizare statală arabă musulmană, to have a state that is Arab and Muslim together, condusă autoritar de lideri religioși musulmani. That's led by Muslim leaders. Ultimul califat care a existat în lume, the last caliphate that existed in modern day society, a fost califatul turc otoman. Was a Turk caliphate, the Ottoman, din 1517, from 1517. Până în 1917. To 1917. 400 de ani. 400 years. Turcia a dominat Orientul Mijlociu. Turkey dominated the Middle East. În 1917 a căzut însă sub Imperiul Britanic. In 1917 it fell to the British Empire. Iar de atunci Turcia este un stat mic. From then Turkey has become a small state. În sensul puterii politice și economice și militare. In the sense of its political and military power. Dar Turcia visează din nou la grandomanie. But Turkey again dreams to be grand. Și ați auzit mereu la știri că ISIS se luptă la graniță cu Turcia. And you've heard many times that ISIS is fighting at the borders of Turkey. Iar comunitatea internațională a cerut Turciei să ajute pe cei ce luptă împotriva lui ISIS. And the international community has asked Turkey to help those that are fighting against ISIS. În special pe curzi. And especially the Kurds. Iar Turcia a refuzat. But the Turks have refused. De ce? Why? Pentru două motive. For two main reasons. Turcia are mulți curzi în Turcia. Turkey has many Kurds in Turkey. Care vor să întemeieze un stat curd numit Kurdistan. That want to establish a state called Kurdistan. Și nu le place să audă lucrul acesta. And they don't like to hear of such things. Și de asemenea, ISIS are visul să facă un califat musulman. And ISIS has a dream to make a Muslim caliphate. Din Orientul Mijlociu și până în nordul Africii, în Tunisia. From the Middle East up to Tunisia. Turcia îi convine lucrul acesta. The Turks like this idea. Pentru că se vede din nou împlinită militar și cu influență în lume. Because Turkey sees itself being fulfilled from a military perspective and having an influence in the world. Rusia nu stă cu mâna în sân. Russia will not sit passively. Pentru că Rusia a investit mult în Iran și în Siria. Because Russia has invested a lot in Syria and in Iran. Va fi atrasă militar în acest conflict. They will be attracted from a military perspective in this conflict. Plus că Rusia la ora actuală, and currently Russia, reprezentată simbolic prin ursul din Scriptură, is represented in Scripture by the bear. Este rănită militar și economic. Is struck from a military and economic perspective. O înțelegere tacită între America și Arabia Saudită. And there's an unspoken rule amongst an agreement amongst the Arabs and the United States of America. A făcut ca prețul petrolului să scadă. Made the price of oil to decrease. Barilul de petrol a scăzut până la $60 barilul. The barrel of oil has fallen to 60 or below. Ori lucrul acesta a fost făcut inteligent. And this was done intentionally and intelligently. De către americani și Arabia Saudită. As Saudi Arabia and the Americans have plotted together. Cu două scopuri. With two main purposes. Unu. One. Să lovească în puterea economică rusească. To strike against the Russian power and energy. Rusia depinde economic de petrolul pe care îl are. Russia currently depends on the oil that it has. Nu are altă economie. It doesn't have another economy. Și cea militară, bineînțeles. And its military force. Dar neavând posibilitatea să vândă petrol la preț mare, but not being able to sell their oil at a higher price. Atunci Rusia pierde și militar. Russia loses military and economically. Pentru că nu are bani să-și dezvolte armata. Because it no longer has the money to progress from a military perspective. Iar la ora actuală Rusia este în ruină economică. And currently Russia is in an economic ruin. Rubla a devenit o rablă. The ruble has become a rubble. Yes. Sharp. Yes. Sharp, yes. Sure. That's the word of God. Yes.
Și al doilea scop pentru care prețul petrolului a fost adus jos. And the second reason why the price of oil has been artificially deflated. A fost să scadă puterea economică a lui ISIS. Was to decrease the economic power of ISIS. ISIS a pus mâna pe câteva centre petroliere irachiene din nord. Has taken hold of some northern Iraqi oil production. Și vinde petrol pentru a-și susține criminalii, teroriștii. And sells oil to sustain its terrorist activities. Este organizația teroristă care dispune de cei mai mulți bani. It's the terrorist organization that has the most money on hand. Milioane și milioane. Multi-millions. Și ca să-i scadă puterea, and to attack its economic force, au adus prețul petrolului jos. They have deflated the price of oil. Iar America și-a ridicat producția de petrol. And America has increased its production of oil. Ca să echilibreze nevoia mondială. To basically equalize the need. China nu stă nepăsătoare. China doesn't stand by passively. China nu are petrol. China does not have oil. Și depinde economic de petrol din Orientul Mijlociu. And depends upon oil from the Middle East. De aceea și China va interveni în acest conflict. And that's why China will come into this international conflict. Pentru că se vede economic mergând în jos. Because it sees its economy going down. Încă un argument pentru turci. There's one more argument for Turkey. Turcia este ca un leu rănit. Turkey is as a lion that is wounded. Este membră NATO. It's a member of NATO. Și de ani de zile încearcă să intre în Uniunea Europeană. And for years on end it's tried to come into the European Union. Dar Europa are deja în interiorul ei 44 de milioane de musulmani. But Europe already has 44 million Muslims within its midst. Și dacă acceptă și Turcia, mai vin încă aproximativ 80 de milioane. And if they accept Turkey, then another 80 million will join in. Europa știe că nu are putere să absorbă atâția musulmani. And Europe knows that it doesn't have the power to absorb such a number of Muslims. Și de aceea amână mereu intrarea Turciei în Uniunea Europeană. And that's why they continue to delay the coming in of Turkey. Lucrul acesta este o umilire pentru turci. This is an act of humiliating the Turks. Faptul acesta va face ca Turcia să se desprindă treptat de Europa. And this will make Turkey to withdraw step by step from Europe. Și o vedem în Ezechiel 38 și 39. And we see it in Ezekiel 38 and 39. Alături de Rusia. Alongside Russia. Când spune casa Togarmei. When it says the house of Tokarma. Togarma este Turcia de astăzi. Tokarma is Turkey of modern day Turkey. Vor veni împotriva lui Israel. Will come and strike against Israel. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, and as such, ladies and gentlemen, brothers and sisters, avem o situație politică și profetică complexă în Orientul Mijlociu. We have quite a complex political and prophetic context in the Middle East. Al treilea aspect. The third aspect. Profetii pe care trebuie să-l vedem. The prophetic perspective that we need to see. Este ceea ce eu am numit aspectul profetic Shemitah. What I have named the prophetic perspective Shemitar. Ce înseamnă Shemitah? What does Shemitar mean? Shemitah este un termen ebraic. Shemitah is a Hebrew term. Care spune al șaptelea an. Which states forth the seventh year. Factorul acesta este învederat în cuvântul Domnului. This is brought forth in the word of the Lord. Exod capitolul 23. Starting in Exodus chapter 23. Versetele 10 și 11. Verses 10 and 11. Rog să citească, fratele. I will be reading in Romanian, Exodus 23, verse 10 and 11, that states as follows. Timp de 6 ani să semeni pământul și să-i strângi rodul, dar în al șaptelea să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească. Din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne, să mănânce fiarele de pe câmp. Cuvântul Domnului către Israel, the word of the Lord for Israel, a fost acesta. Was the following. Să urmărești în activitatea ta economică și socială, to follow through in your social and economic history, un ciclu de 7 ani. A cycle of 7 years. Care să se repete continuu. That needs to be repeated ongoingly.
6 ani de zile să lucrezi pământul. 6 years you shall work the land. Al 7-lea an să-l lași liber. And the 7th year you shall let it rest. Să se refacă. So it can rest. Și tot în al 7-lea an. And in the 7th year. Toți săracii care au împrumutat de la bancă, de la tine. All the poor that have taken loans and become debtors from you. Să fie iertați de datoria lor. They should be forgiven of their debts. Se numește un an de anulare a datoriei. It's the year of debt forgiveness. Și anul al 7-lea se numește Shemitah. And the 7th year is called the Shemitar year. Începe la 1 Tishri. It starts on 1 Tishri. În septembrie. In September. Și se sfârșește la 1 Tishri anul următor. And it ends at 1 Tishri the next year. Dacă nu este respectat acest proces de 7 ani, if the 7-year law is not taken heed of, Domnul spune aduce pedeapsă peste Israel. The Lord says that he will bring punishment toward Israel. Dacă vă uitați în Ieremia 25 versetele 4 la 18, and in Jeremiah 25:14-17, spune te voi duce în robia babiloniană. I will take you into the Babylonian captivity. Timp de 70 de ani. For 70 years. Toți atâția ani. According to the amount of years. Cât n-ai respectat Shemita. That you did not respect the Shemitah. Dar Shemita nu este numai pentru Israel. But Shemitah is not only for Israel. Este și pentru toate națiunile pământului. It's also for all the nations of the earth. Pentru că istoria noastră este legată de Israel. Because our history is tied to that of Israel. De ce? Why? Datorită acestui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israelul. Because of the covenant that the Lord made with Israel. Geneza 12:3. Genesis 12:3. Cine te va binecuvânta? Who will bless you? Va fi binecuvântat. Will be blessed. Cine te va blestema? Who will curse you? Va fi blestemat. They shall be cursed. Prin urmare, ce se întâmplă cu Israel se întâmplă cu națiunile pământului. And as such, what happens to Israel happens to the peoples of the land. Datorită atitudinii țărilor față de Israel. Because of the attitudes that the countries have against Israel. Dacă vă uitați în istorie, if you look in history, potrivit teologului evreu Jonathan Kahn, according to the Jewish rabbi Jonathan Kahn, este un teolog rabin mesianic. He's a messianic theologian. A scris două cărți deosebite. He has written two books that are very special. Prima este se numește The Harbinger. The first is The Harbinger, care înseamnă avertismentul. Which is he who warns. După septembrie 9/2001. After September 9th of 2001. Și a doua carte este importanța lui Shemitah. And the second is the importance of Shemitah. Și potrivit acestui teolog care a făcut cercetare, and according to this theologian, cele mai mari crashuri economice. The largest economic crashes s-au petrecut în anul al 7-lea, Shemitah. As happened in the 7th year, the year Shemitar. Am să vă dau 5 din ele. Let me give you 5 of them. Mare crash economic în 1973. The first economic crash in 1973. În 1980. In 1980. În 1987. In 1987. În 2000. 2000. Și în 2007. And 2007. Anul acesta, frașilor, doamnelor și domnilor, this year, 2015, ladies and gentlemen, brothers and sisters, noi suntem în Shemitah. We're in the Shemitar year, al 7-lea an, the 7th year, din ciclul celor 7 rânduite în Israel. From the cycle of 7 years in Israel. Și dacă în anul 2007, and if in the year 2007, tot la Shemitah, at the year Shemitah, s-a produs cel mai mare crash la bursa americană. There was a large stock market crash. 777 de puncte. 777 point drop. Fapt ce a declanșat criza economică mondială prin care am trecut. Which commenced the economic the global economic crisis. Anul acesta, this year, încheierea lui Shemitah se produce în 29 iulie. Sfârșitul. The end of Shemitah starts. Elul 29. Elul 29. Este septembrie 13. Which is September 13.
Însă ceea ce este interesant este următorul lucru. What is interesting is the following. Că tot în septembrie 13, that in September 13, avem al patrulea tetrard de care v-am vorbit anul trecut. We have the fourth tetrarch that I spoke to you last year on. V-am spus că vor fi două eclipse de lună și două de soare. I told you there will be two lunar and two solar eclipses. În 2014-2015. Și toate aceste patru evenimente cad la sărbătoarea iudaică a Paștelor și a Corturilor. And all of this happens in the Jewish feast cycle. Anul acesta, eclipsa de soare, a patra, ultima care încheie acest tetrard. And this year the solar eclipse that will conclude this cycle. Cade exact în Elul 29, septembrie 13. Falls exactly on September 13, which is Elul 29. Este ultima zi din Shemitah. It's the last day of Shemitah. Și este Elul 29 este considerată ziua anulării datoriilor. And Elul 29 is considered the day of debt forgiveness. E posibil ca din nou în septembrie, deci 2015. And it's possible that this year, September 2015, să asistăm la anularea multor datorii. That we will assist in the canceling of many debts. Un nou crash economic. With a new economic crash. Lucrul acesta este dat și de acest tetrard. This is spoken of also by this tetrarch. Pentru că în cuvântul Domnului ni se spune lucrul acesta în Ioel capitolul 3, primele 3 versete. Because the word of the Lord speaks in Joel chapter 3. Rog să se citească. Joel chapter 3, the first 3 verses. Să ascultăm cuvântul și să observăm cu atenție ce vorbește Ioel. Ați găsit la... Citiți acolo sus, frate Leonard. First three verses? Yeah, first three verses. Căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război al lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge din toate neamurile și le voi coborâ în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu. Pentru Israel, moștenirea mea, i-auziți, pe care i-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu. Atât. Ioel spune că înainte de ziua Domnului vor fi semne în cer. Joel says that before the day of the Lord there will be signs in heaven. Luna în sânge și soarele în întuneric. The sun in blood and the moon in blood and the sun shall be darkened. Și când aceste fenomene celeste se observă, and when these phenomena are observed, trebuie să înțelegem absolut, we need to understand absolutely, că am intrat în vremea sfârșitului. That we have begun the time of the end. Și cum spuneam, cele patru manifestări ale lunii și soarelui în acest an, în 2014-2015, and the four manifestations in 2014-2015 se întâmplă tocmai în ultima zi din Shemitah. Happen in fact in the last day of Shemitah. În ziua anulării datoriilor. In the day that the debts are canceled. Cum dacă vă uitați în istorie, cum am spus, if you look in history, as I've noted, când aceste fenomene s-au mai întâmplat, when these phenomena have been brought forth, întotdeauna economia mondială a fost afectată. The international economy has been impacted. De aceea vă invit în al patrulea rând. That's why I would like to invite you in the fourth place. Să ne uităm la acest aspect, Ioel și împărțitorii lui Israel. That we would look at Joel and those that divide Israel. Domnul se judecă cu cei ce vor să împartă pe Israel. The Lord judges those that want to divide Israel. În lume s-a constituit un quartet. A quartet has been formed. Format din Statele Unite, by the United States, Rusia, Russia, Uniunea Europeană, the European Union, și ONU. And UNO. Practic toate statele. It's all the states that are involved. Care să reglementeze situația dintre Israel și palestinieni. That are supposed to mediate the situation between Israel and the Palestinians. Dar uitați-vă din nou Ioel capitolul 3 versetul 2, să-l puneți înapoi pe ecran. But if you could look again at Joel chapter 3 verse 2.
Rog să se citească din nou. And let me reread it in Romanian. Joel chapter 3 verse 2. Voi strânge pe toate neamurile și le voi coborâ în vala lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care i-au risipit printre neamuri, împărțând între ele țara mea. Ideea acestui quartet, the idea of this quartet, este ca să-l readucă pe Israel în teritoriul din până în 1967. Is to draw Israel back to the territory that it was before 1967. Dislocând sute de mii de evrei, misplacing thousands of Jews, și creând un stat palestinian. And creating a Palestinian state. Deci vor să împartă țara lui Israel. So they want to divide what's been left of Israel. Și să împartă Ierusalimul. And divide Jerusalem. Ierusalimul de est să fie capitala Palestinei. East Jerusalem to be the Palestinian state. Ierusalimul de vest să fie al lui Israel. And the western part of Jerusalem to be an Israeli state. Dumnezeu spune că se judecă cu cei ce împart țara lui Israel. And the Lord says that he will come to judgment against those that divide the land. Sunt 13 coincidențe în lumea noastră. There are 13 coincidences of which we witness in our world. Adică 13 aspecte de judecată divină. 13 aspects of divine judgment, in fact. Care au avut loc cu America. That happened with the United States of America. Atunci când au luat poziție împotriva lui Israel. When they have taken a position against Israel. Și dacă lucrurile acestea s-au întâmplat până acum, and if these things have happened up until now, se pot întâmpla și de aici încolo. They can happen heretofore. Efortul mare la ora actuală este să se creeze acest stat palestinian. The great effort is that this Palestinian state will be formed. Din cele 13 evenimente care s-au petrecut cu America. Amongst the 13 events that have happened in the United States. Am să vă dau doar 5. I will note only 5. Pentru că timpul nu ne mai permite. Because time is running out. Primul. First. 24 august 1992. August 24th, 1992. În Washington DC. In Washington DC. Are loc runda a 6-a a păcii de la Madrid. There's the round 6 of the peace talks from Madrid. Primul ministru rabin al Israelului este prezent. The Prime Minister is present. Și America îi impune să adopte o politică numită Pământ pentru Pace. And the United States of America imposes upon the Prime Minister to accept a treaty called the Peace for Land. Land for Peace. Land for Peace. Când Itzhak Rabin a început, deci la 24 august, când a acceptat aceasta, when Itzhak Rabin accepted this, la impunerea Americii, at the compelling of the United States, uraganul Andrew, the hurricane Andrew, în aceeași zi a lovit, in the same day struck, Statele Unite, the United States, fiind primul cel mai mare uragan cunoscut până la vremea aceea, being the largest hurricane known to the United States at that time, peste 25 de miliarde de dolari pagube. Over $25 billion in damage. Pentru că în Biblie spune cine te va binecuvânta va fi binecuvântat. Because the Bible says he who blesses you will be blessed. Cine te va blestema va fi blestemat. He who curses you shall be cursed. 2. Secondly. Ianuarie 17, 1994. January 17, 1994. De ziua soției mele. At my wife's birthday. Președintele Clinton. President Clinton se întâlnește cu dictatorul sirian Hafez al-Assad. Meets with the Syrian dictator Hafez al-Assad. Și promite lui Hafez al-Assad and promises him că va presa Israelul, that he will press Israel, să accepte să cedeze înălțimile Golan Siriei. To accept to give over the Golan Heights. În aceeași zi, in the same day, are loc cel mai distrugător cutremur în istoria Americii. One of the largest earthquakes in American history. Care a avut loc aici la noi, în California, strikes us here in California, peste 40 de miliarde de dolari pagube. Over $40 billion in damage. 3. Thirdly. Septembrie 10, 2001. September 10, 2001. Sub presiunea regelui Arabiei Saudite, under the pressure of the King of Saudi Arabia, care a acuzat America că procedează unilateral, that accused America that it's working unilaterally, favorizând Israelul în conflicte cu palestinienii, favoring Israel vis-a-vis the Palestinians. Președintele Bush acceptă un plan. President Bush accepts a plan ca să se creeze două state în
în Palestina. To make two states in Palestine. Acest plan urmează să fie prezentat lumii. This plan is supposed to be presented to the world. În săptămâna din 10 septembrie până la sfârșit. In the week that begins September 10th to the end. 11 septembrie 2001. September 11, 2001. America este lovită pe teritoriul ei. The United States is struck by a terrorist organization on its own soil. La New York. At New York. Cel mai mare atac terorist împotriva Americii. The largest terrorist attack against the United States. 4. Fourthly. 23 august 2005. 23 August 2005. De ziua fratelui Arpi. On the birthday of Brother Arpi. Premierul Ariel Sharon, Daniel Sharon, Ariel Sharon, comunică Israelului, communicates to Israel, Americii și lumii, and America and the world, că planul de evacuare a populației israeliene din Gaza, that is plan of evacuation of the Israelis in Gaza, impus de America lui Israel, that is compelled by America to Israel, a luat sfârșit oficial, has officially ended, în aceeași zi, and in the same day. În Atlantic, in the Atlantic, s-a putut observa o depresiune atmosferică, an atmospheric depression occurs, care s-a transformat, that, transferred, în uraganul, in the hurricane, care credeți noastră? Which do you think? Katrina. Katrina. Cea mai mare populație dislocată în istoria Americii a avut loc în Louisiana. The largest amount of population that has been dislocated and moved happened in Louisiana. Așa cum americanii au forțat pe evrei să disloce populația israeliană din Gaza. As the Americans forced the Israelis to dislocate its population. Persoane apropiate președintelui Bush, those that were closest to President Bush, au declarat, declared, că acest eveniment Katrina, event Katrina a fost începutul prăbușirii președinției lui Bush. Was the beginning of the end of Bush's presidency? 5. Fifthly, aprilie 20, 2010. April 20th, 2010. Administrația Obama, The Obama administration, oprește pentru prima dată din 1967 încoace, stops for the first time from 97 onward, from 67 onward, construcția de apartamente în Ierusalimul de Est. The construction of apartments in East Jerusalem. Când lucrul acesta este anunțat, when this is announced, în 20 aprilie, in April, on April 20th, în aceeași zi, in the same day, sonda petrolieră a companiei British Petroleum, rig, a explodat în Golful Texas, Golful Mexic, the Gulf, cauzând cea mai mare catastrofă ecologică din istoria Statelor Unite. Causing the most disastrous ecologic disaster in American history. Țineți minte pentru că ați văzut lucrurile acestea. You remember these things, you've seen them. Industria pescuitului, the fishing industry, industria alimentară, the food industry, și industria turismului, and the tourist industry, au fost afectate și paralizate. Were impacted and paralyzed. Profetul Ioel spune, the prophet Joel says, că Dumnezeu se judecă cu cei ce împart pe Israel. That he will enter into judgment with them that divide Israel. Se poate întâmpla încă o judecată asupra Americii anul acesta? Another judgment, is it possible for another judgment to happen? Sigur against că America? Da. Yes, of course. Se poate întâmpla asupra Europei? Could it happen amongst the Europeans? Sigur. Of course. În naivitatea lor politică, in their political naivety, Uniunea Europeană, the European Union, a declarat că este dispusă să recunoască un stat palestinian, has declared that it's prepared to recognize a Palestinian state, iar organizația teroristă Hamas, and the terrorist organization Hamas, o consideră practic un partid politic palestinian. Considers it a political party. De când lupul poate să fie echivalent cu mielul, încă nu s-a mai auzit. It's never been heard of that the wolf can be viewed as a lamb. De aceea și Uniunea Europeană va intra în criză. That's why the European Union likewise will come into crisis. De fapt, la ora aceasta când eu vă vorbesc, and in fact as I'm speaking to you today, Germania este pe punctul să intre în recesiune. Germany is at the point of entering into recession. Și dacă Germania intră în recesiune în Uniunea Europeană, and if Germany goes into recession amongst the European Union, fiind cea mai puternică țară economică din Europa, being the most powerful European power economically, aduce în jos toată economia Europei de vest. Pull down all of the all the rest of the European power. Și bineînțeles că afectează și Statele Unite. And this of course will impact the United States.
Toate lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. All these things happen as we see. Se pot întâmpla exact așa cum le-ați auzit? They can happen as you have heard them. Sigur că da. Of course. Dar Dumnezeu poate să și anuleze și să amâne lucrurile acestea. But God can also delay or cancel all of these things. Soluția este pocăință. The solution obviously is repentance. Ninive s-a pocăit. And Nineveh has repented. Și de aceea Domnul a amânat distrugerea. And that's why the Lord delayed the destruction. Necazul zilelor noastre este că America și Uniunea Europeană nu se pocăiesc. The problem of today's with modern day society is the United States and Europe does not want to repent. Preocuparea lor este cum să ridice mai mulți proroși mincinoși, Hristoși mincinoși. The power and the thought of the American people and the European people are how to allow more and more false prophets to rise amongst the church. Se întrunesc împreună cum să legalizeze mai mulți homosexuali. They meet together to see how they can legitimize homosexuality and other sins. Și cum să anuleze cuvântul lui Hristos. And how to cancel out the word of Christ. De aceea that's why Europa și Statele Unite Europe and the United States au o poziție sumbră înaintea Domnului. Have a very dubious position in front of the Lord. În concluzie, frașesorilor, doamnelor și domnilor, concluding, ladies and gentlemen, brothers and sisters, aș vrea să vă mai spun un lucru. I'd like to say one more thing. În 28 ianuarie 2006, on January 26, 2006, a murit rabinul evreu Itzhak Kaduri. The Jewish rabbi Itzhak Kaduri died. A avut 108 ani. He was 108 years old. A fost unul dintre cei mai influenți și mai îndrăgiți rabini evrei. Was one of the most influential and loved Jewish rabbis. Când a murit, when he died, se spune că au fost peste 300.000 de oameni la mormântarea lui în Ierusalim. It is said that over 300,000 people went to his funeral service. Asta vorbește despre influența pe care el a avut. This speaks of the influence that he had. Itzhak Kaduri a fost considerat și un profet între rabinii evrei. Was also considered a prophet amongst the Jewish rabbis. În 2005, and in 2005, el a profețit he prophesied că Dumnezeu va lovi pe Ariel Sharon, that the Lord will strike Ariel Sharon, pentru că a procedat la evacuarea evreilor din Gaza. Because he assisted in the evacuation of the Jews from Gaza. Și în 2005 Ariel Sharon a avut un stroke. And in 2005 Ariel Sharon suffered a stroke. Din care nu și-a mai revenit. From which he never recovered. El a murit anul trecut. And died last year. Însă Itzhak Kaduri mai spune ceva. Itzhak Kaduri also said one other thing. A zis, Dumnezeu mi s-a arătat. The Lord has shown himself to me. Și Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut cine este Mesia. And he made known to me who is Messiah. Și el a scris un bilet. And he wrote a note. În care a scris așa. In which he said, după moartea mea, after my death, acest bilet să fie deschis this note should be opened și să se citească lumii and to be read to the world și în special evreilor especially to the Jews ce mi-a vorbit Dumnezeu what the Lord spoke to me Domnul mi-a vorbit cine este Mesia the Lord spoke to me as far as the identity of the Messiah și când se va arăta Mesia and when he will be shown to the people și Kaduri a murit cum am spus în 28 ianuarie 2006. And Kaduri died on 28 January 2006. În 26 ianuarie 2007. On 28 January 2007. Un an mai târziu. One year later. Fiul său David Kaduri. His son David Kaduri. Și el un rabin la 80 de ani. Him also being a rabbi who was now 80 years old. În fața prietenilor. In front of his friends. A deschis plicul tatălui său. Opened the envelope, the sealed envelope of his father. Și a citit ce scrie acolo. And read the note. Și a scris: Domnul mi-a arătat cine este Mesia. And he says, the Lord has showed me who the Messiah is. Adevăratul Mesia este Yeshua. The true Messiah is Yeshua. Este Iisus Hristos. Jesus Christ. El se va arăta curând lui Israel. He will show himself soon to Israel. Iar semnul după care veți înțelege că a venit vremea să se arate. And the sign that you will know that approximates the time for his showing. Va fi moartea lui Ariel Sharon. Will be the death of Ariel Sharon. Când Ariel Sharon va muri. When Ariel Sharon will die. Mesia se va arăta foarte curând. Messiah will show himself soon. Ariel Sharon a murit anul trecut. Ariel Sharon died last year.
Oare se arată Mesia anul ăsta? Is it possible that the Messiah will show himself this year? Sigur, noi nu știm, nu punem date. We don't know, we're not naming or putting forth dates. Ce am adus în fața dumneavoastră doar. But I brought before you. Ceea ce se discută în lumea contemporană. What is being discussed in the contemporary world? Pe această temă. On this theme. Un fapt este sigur. One thing is sure. Tot ce a vorbit Dumnezeu se împlinește. Everything the Lord spoke of will come to pass. Perspectiva pe care am adus-o în fața dumneavoastră. The perspective that I've brought forth today. Nu este de natură să sperie pe cineva. Is not intended to frighten anyone. Or să îngrozească. Or to terrorize anyone. Ci este de natură să aducă pocăință. But it's of the nature to produce repentance. Trăim vremurile din urmă. We truly do live in the end times. Și de aceea cuvântul Domnului spune: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? That's why the word of the Lord says in what type of people știind lucrurile pe care le știți, knowing these things, și având o purtare sfântă și evlavioasă. And having a righteous and a holy presentation in life. Prin această purtare evlavioasă, through godliness, nu faceți altceva decât să grăbiți venirea Fiului lui Dumnezeu. We do nothing but hurry up the coming of the Lord. Iar eu ca slujitor al Domnului, and me as a servant of the gospel, nu pot să spun altceva decât I can say nothing else but ceea ce spune Duhul Sfânt. What the Holy Spirit says. Vino, Doamne Iisuse. Come, Lord Jesus. Să privim în sus. Let us look towards heaven. Domnul este aproape. The Lord is near. God bless you. God bless you.